copii scena! Hai să auzim gălăgie pentru chestia asta! Mulțumesc din suflet pentru primirea călduroasă! Mulțumesc mult de tot, Constanța! Fiți atenți că am pregătit un mare, mare show și vreau să știu dacă sunteți pregătiți să ne distrăm. Sunteți pregătiți? Da! Nu v-am auzit! Sigur, sigur! Da! Și părinții și copii! Da! Asta e vibe-ul, perfect! Ia să vedem dacă știți următoarea piesă, dar înainte vreau să specificăm anumite chestii. Am primit așa niște indicații de la organizatori și vreau să aud multe, multe aplauze pentru organizatorii acestui eveniment. Sunt super, super fericită să fiu din nou pe scenă și vă sunt super recunoscătoare că ați venit. Wow! Wow, ce an nebun a fost! Și să nu mai fiu pe scenă m-a făcut să realizez multe, multe lucruri și mi se pare... Doamne, doamne, ce mai frumos mirat! Te iubim! Și eu mai tot! Ia să vedem, să ne revenim un picuț, că avem un mare show de făcut. Vreau să specific că cei cu super VIP, brățările negre, am înțeles, zic bine, Andrei? Zic bine? O să ne vedem după ce terminăm show-ul, cam 20-30 de minuțele, mai mult decât scria acolo în afiș. Și eu și un invitat surpriză, cred că știți despre cine este vorba. Am stabilit să stăm mai mult cu voi. Și după show o să ne vedem prima dată cu cei care au brățărușe verzi, dacă nu mă înșel, să facem poze și toate nebunile și apoi cu cei care au super VIP acolo în spate la backstage să facem TikTok-uri, poze, filmulețe și tot ce vreți voi. Dar hai să-i dăm drumul la show și să vedem cine știe următoarea piesă, pentru că următoarele două piese le-am lansat în pandemie și nu le-am cântat niciodată pe scenă și sunt foarte curioasă cum o să reacționați voi și dacă o să vă placă piesele. Sunteți pregătiți? Îi dau start! Să stau cu ochii în soare. Ia mă de mână și să fugim.